Și vedem mutări de ultim moment pe scena politică din Gorj. Omul de afaceri Ion Iordache a părăsit formațiunea politică a social-democraților și a trecut la PNL. Mai mult decât atât, primarul din Turceni, Cristina Cilibiu, a hotărât să plece cu acesta și să candideze pentru un nou mandat din partea liberalilor. Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, a declarat că primarii care părăsesc formațiunea politică în această perioadă vor răspunde în fața electoratului. Cristina Cilibiu a făcut anunțul pe pagina sa de socializare. Voi candida pentru un nou mandat din partea Partidului Național Liberal. Am luat această decizie consultându-mă cu echipa din care fac parte și știind că proiectele noastre pentru mandatul viitor au nevoie de sprijin, a transmis primarul din Turceni pe pagina sa de socializare. Mihai Weber, președintele Partidului Social Democrat Gorj, spune că cei care au decis să părăsească PSD și să treacă la PNL susțin deciziile actualei guvernări. În primul rând, acei oameni trebuie să răspundă fața electoratului și să dea lămuriri de ce au ales să facă această mutare cu 2-3 zile înainte de depunerea candidaturilor. Vreau să vă spun că și în Partidul Social Democrat au venit și alți primari de la alte formațiuni politice, dar au venit în urmă cu mult timp. N-aș vrea să comentez despre anumite plecări sau sosiri acum, în perioada asta. Perioada sau zilele astea nu mi se pare oportune de a lua o decizie. Adică eu personal n-aș face lucrul ăsta atâta timp cât am venit, m-am prezentat, mi-am făcut afișe BNR, am venit alături de o echipă de consilieri, am discutat la partid că asta e echipa și fac mutarea cu maxim o săptămână înainte de depunerea candidaturilor. Modalitatea asta poate să fie și trebuie poate să fie interpretată de electorat și sub o altă formă. Pentru că atunci când faci o mutare, înseamnă că ești de acord și cu măsurile pe care le ia guvernul care conduce România, respectiv PNL-ul. Adică dacă ai făcut o mutare acum, înseamnă că ești de acord cu faptul că acest guvern nu dublează alocațiile, că acest guvern n-are de gând să majoreze punctul de pensie, că acest guvern prin declarațiile făcute de premierul Orban, are de gând să închidă producția de energie pe bază de cărbune, unitatea CEO de care depinde tot județul. Fostul lider al de Gorj, Ion Iordache, a trecut la începutul acestui an la Partidul Social Democrat Gorj. Alături de Iordache se alătura atunci socialdemocraților și primarul orașului Turceni, Cristina Cilibiu. Ion Iordache declara pe atunci că nu este membru cu acte în regulă al Partidului Social Democrat, dar va face campanie pentru candidații social-democrați.